frumoase între vii la Drăgășan, dragii noștri, am dat aici de Viorel Trandafir, prietenul nostru, cu care, bineînțeles, o să gătim ceva bun. Bună ziua, Viorel! Bună ziua și bine ați venit! Chiar mă gândeam mai devreme că este un fel de tradiție. Da. Aproape în fiecare toamnă am filmat aici la Drăgășani. Când se culeg strugurii atunci. Exact. Este chiar un moment al recoltei, un moment al belșugului, să spunem așa, în special în ceea ce privește. Al mirosului de oaie pe grătare. Asta e. Și o să facem noi, o să vă dezvălui imediat despre ce e vorba. În spatele nostru e o vie încă neculeasă, un strugure negru, despre care nu știm prea multe, o să ne spună cineva în decursul emisiunii. De ce se pune trandafirul, apropo de cum te cheamă pe tine, trandafir, de ce se pune în capătul viei? Este folosit oarecum ca un fel de semnalizator. Așa. Este o specie de trandafir, în general adusă din Franța, nu știu exact denumirea științifică, dar sunt special trandafiri depuși în capul viei, cum se numește popular, astfel încât să semnalizeze dacă anul este prielnic, dacă via va fi așa cum trebuie. Și dacă cumva de o boală din vie afectează. Exact. Pentru că dacă îl vezi bătut, trandafirul, eu știu, ofilit sau ceva, îți dă un semnal corect. Despre ce trebuie să folosești în vie. Da, rar așa an rodnic ca anul acesta, am văzut mai jos cum se culeg, deci din belșug. Este o plină campanie pe deal, s-a terminat de curând, în urmă câteva zile s-a terminat de curând crâmpoșia, pentru că este primul strugure care se face. Și acum urmează celelalte, urmând ca cei negri să rămână spre final, poate chiar până pe la jumătatea lui octombrie, în funcție de cum o să ține și vremea, că și asta cumva influențează culesul. Noi o să vă arătăm pe masă vin de anul trecut, pentru că, după cum lezne, vă puteți da seama, cel nou încă nu s-a făcut, așa că hai să ne apucăm de treabă. Hai! Da, a început să bată soarele, s-au strâns și viespile, cum se strâng ele la culesul viilor. La culesul viilor, sigur. Sigur că da. Suntem, iată, lângă o masă plină de ingrediente, de efecte, colorată, așa cum îi stă bine toamna. Ce gătim, Viorel? O să avem ceva ușor atipic, așa cum i-am obișnuit pe telespectatorii noștri. Da. O să facem un borș de origine, bineînțeles, moldovenească. Da, pentru că el provine din Moldova, pentru cine nu știe. Da? Exact, ca să putem să îmbinăm atât moștenirea de dincolo și cu zona. O să facem un tuș haiducesc cu ciuperci sălbatice, cu piept de porc și cu ciuperci sălbatice. Asta la felul 2. Avem aici un piept de porc de cea mai bună calitate, pe care l-am pune noi și pe jar așa un pic, pentru că arată excelent. Putem să păstrăm, câteva bucățele și avem acolo, o să avem spuză la un moment dat, să-l facem în spuză. Ceaun neapărat. Da. În ceaunul mic o să facem acest... sau în cel mare? Nu, în cel mare o să facem tocana. Da? Pentru că este destul de mult de amestecat și atunci ne ajută cumva pereții mai înalți și o să facem, să-i spunem, un fel de borș cu coaste de vită. Avem aici niște coaste de vită, de mânzat, adică foarte bine perselată, marmorată cu grăsime. Da, și osul, bineînțeles, pentru că ciorbă fără os mai greu iese bine. Da? Ce este, cumva, să spunem între ghilimele, spectaculos la ciorba asta este că este deosebit de simplă. Da. Și nu necesită foarte mare efort, cum spuneam mai devreme în discuțiile noastre, o să o dregem la final, o să o dregem cu un fel de iaurt. În Moldova se numește înjântuit, este ceea ce rămâne, este zerul fermentat care rămâne de la unt, după ce se scoate untul, și se drege ciorba asta. Este o ciorbă destul de... sățioasă. Foarte sățioasă și merge după diminețile, în diminețile cu... După chef, cu un istoric bahic. Da, se lasă să fermenteze, să se acrească acel... Exact, exact.
iaurt, să-i spunem. Noi o să folosim un iaurt de bună calitate. Ciorba o să fie brânzită cumva la final, da, dar asta e și este specificul, este specificul ei. Sigur că da. Dacă nu este iaurtul destul de acru, o să mai adăugăm un pic de borș. O să băgăm un pic de borș, bineînțeles, absolut, pentru că ăsta este specificul moldovenesc. Și mai este o chestie, de asta spuneam că este o ciorbă foarte simplă. Se pun legumele aproape întregi. Se pun cartofi, se pun morcovi, ceva rădăcinoase, dar se pun întregi. Și atunci se pune, fiecare își pune în castron ulterior și se servește. Avem pentru tuciul nostru de porc, haiducesc, cum îi spuneai tu, niște ciuperci, le vedeți acolo în față, ciuperci marinate, conservate. Sunt marinate deja, cei drept sunt din comerț, dar se găsesc destul de greu, adică știu doar un singur loc de unde se poate cumpăra așa ceva. Da. Sunt, în teorie, sunt de origine germană, cred, dar sunt ciuperci care se găsesc și pe la noi, doar că, având în vedere, cum să spun, conjunctura, nu ne permitem să folosim ciuperci chiar găsite din pădure, astfel încât ele să nu se fi corcit cumva sau să nu... Absolut. Și atunci pentru rămânem în zona... Exact. Sunt niște ciuperci care se pot consuma și ca murătură, să zicem, sunt ca ghebe, salată, da, ghebe, da, care sunt acrișoare și care vor da un gust nemaipomenit. Bineînțeles că atunci o să punem și legume, nu? Pe lângă... Neapărat. Da, ceapă neapărat, ceapă multă, ca la orice tuci. Dacă auziți cumva în spatele nostru un bangăt așa, să știți că e de la mașina care sperie păsările. Păsările, pentru că acum graurii. Suntem în plin cules, în plină campanie de cules și acum fiind strugurii foarte dulci, cu siguranță sunt o tentație și pentru speciile de păsări din zonă. Da. Și atunci se folosește mașina asta ca să le sperie. Care are cumva așa o cadență cam din 15 minute, mi s-a părut mie, da, nu cam știu așa, dacă. Sigur. Spre final, dar nu în cele din urmă, să zicem, o să vorbim despre vinul pe care îl avem pe masă, pentru că vă promiteam, da, este o fetească regală, din câte este am înțeles. Este o fetească regală, este de anul trecut. De anul trecut, foarte bine arată, limpede, cum se spune, un buchet nemaipomenit. Merge foarte mult în direcția florilor de câmp, pentru că, după cum am văzut în jur, avem deja o diversitate a speciilor de plante care înconjoară via și, inclusiv ce vreau mai devreme, faptul că via este plină de ierburi și de plante și de flori, este doar un semn că nu se folosesc tot felul de ierbicide, tot felul de pesticide. Că mergem spre zona bio. Exact, foarte că mult mergem spre zona bio. Fetească regală se face foarte bine la Drăgășani, pe lângă crâmpoșie, care e un soi de aici, din zonă, și care s-a încercat să se cultive în altă parte, nu s-a reușit. S-a reușit, sigur. Mai e neagra de Drăgășani. Negru de Drăgășani, așa este. Negru de Drăgășani, un vin foarte consistent, care seamănă cu fetească neagră. Da. Da? Și ce mai e pe aici? Mai este Merlot, este Cabernet, foarte mult a dispărut oarecum, din păcate, nu prea mai sunt cine știe ce plantații de muscat otoner. Este singurul care, nu-mi dau seama de ce, nu prea s-a mai cultivat și nici nu au căutat foarte tare să reactiveze vechile vii. E bine că e cerere de câmpoșie, cerere de fetească regală care are alt gust față de fetească albă. Vedeți, mă tot din urmăresc păcate pe aici niște... S-a încheiat de asemenea o campanie, am avut strugurii Victoria, care este un soi de masă, bineînțeles, este un soi care a fost inventat aici, la stațiunea de cercetare vitivinicolă, jos. Chiar discutam, cred, în edițiile trecute despre faptul că persoana care a inventat soiul în sine încă trăiește, dar nu și-a dorit sub nicio formă să-l promoveze personal sau să-și asume oarecum meritele. Iată ce oameni, vedeți, mai există și astfel de oameni care nu vor publicitate, vor să rămână acolo în anale, ca oameni care au lăsat ceva în urma lor. Chiar hai, a fost o moștenire. O să dăm noroc din nou și o să ne apucăm de treabă, dragii mei. Prietenul Picu, specialist în făcut focul. Fochiz de meserie. Fochiz, da, de mic a fost tot chemat la
întâlniri de astea agape, să aprindă foc. Dar de ce oare? De unde talentul ăsta? L-ai din moș strămoș? Moș strămoș. Hai să vedem. O ia din prima? Din prima. Gata, domnule. Din prima, bineînțeles. Bravo, pic. A reușit să aprind eu foc cu două cuburi de gheață, dar... A, da, ca Chuck Norris. Da, avem aici destule lemne, nu știu dacă ne ajunge. Cum evaluezi situația? Eu zic că e suficient pentru ce avem aici. Da. O să faci și la celălalt. Garantat. Suntem aici cu un om de bază, zice noi. Noi doar trebuie să ne ocupăm de gătit efectiv. Absolut. Fiecare trebuie, ca în orice fel de colectiv, da, să-i spunem. Da. Așa trebuie, da, fiecare să aibă responsabilitatea lui și zona lui. De... Mulțumim, mulțumim. Da, ținând cont că prin părțile astea a venit și Iancu Jianu. Absolut. Chiar undeva mai jos, acolo se spune că ar fi avut casă, da, aici la Drăgășani, și a fost foarte bine primit la vremea respectivă. Da, deci a plăcut în zona asta. Destul și de mult. Ne și gândim de ce, pentru că erau vinuri bune. Bun. O să facem un tuci haiducesc, așa cum spuneai tu, apropo de Iancu Jianu, în care avem destul de multe legume pe care le punem la călit. Avem o rădăcinoasă, avem praz, bineînțeles, pentru că este un fel de simbol al zonei, de oarecum. Sigur că da. Așa, avem niște morcovi, niște ardei și o să le facem aici. Le călim un pic. Exact. Le distuim în grăsime. După cum spuneai tu mai devreme, nu punem multă grăsime pentru că tocana noastră iasă... Nu, chiar ar fi interesant de menționat. Ar fi interesant de menționat. Am văzut în ultima perioadă, prin multe vloguri și multe astea, da, o greșeală care se face oarecum frecvent este, da, că folosesc foarte mult ulei. Folosesc foarte mult ulei la început, iar ulterior, când iei tuciul de pe foc, rămâne un strat de grăsime deasupra, se separă oarecum de conținutul, de restul conținutului, și atunci trebuie să căutăm să călim astea în cât mai puțin ulei, da, mai ales că vom adăuga ulterior pieptul de porc, da, care de asemenea o să mai lase un aport de grăsime în tocana noastră, și trebuie să-l menținem astfel încât la final să avem un sos foarte consistent, foarte dens, plăcut, foarte dens. Cum sunt sosurile de la tocănițele oltenești. Exact, exact. O să punem și un pic de sare peste aceste, sigur, legume. Sigur că da. Să-și lase apa, așa se zice. Sigur că da. Da, și gustul ăla nemaipomenit de aici vine, din această distuire. Pentru exact, că exact, acea carne putem să o punem și pe grătar, putem să o punem și la cuptor. Cu siguranță. Dar tocăniță oltenească mai rar se face acum, mai ales așa la ceaun. Exact, și mai ales că fiind toamnă, avem acces la foarte multe legume, la o întreagă gamă de arome. Eu aș zice să o înviorăm cu un pic de... O să punem carnea și ulterior o să-i dăm și un pic de fetească. De fetească regală. Pentru că îi va da cu siguranță gustul unic, da, la final. De aici, de la Conacul Florescu, iată, numai lucruri bune gătim, să știți. În partea asta-laltă, ciorba fierbe, deja adică fierbe. Avem bucățile de coastă de mânzat. Da. După care o să venim cu legume, exact, rămâneți cu noi să vedem. Avem și aici un pipil, da, trandafirul cel mai mic, care de-abia așteaptă să se gătească toate lucrurile astea. Să... Da. Da? Ți-e poftă? Uh-huh. Am o poftă că știam de că vom găti și nici nu prea am mai mâncat, pentru că știam că o să mâncăm niște mâncăruri foarte bune. N-ai mai mâncat de 2-3 zile, nu? Nu, mă refer că n-am mâncat astăzi. De dimineață? Da. Mulțumim că ești cu noi. Bravo, trandafirea. Trebuie să continuăm cumva tradiția. Da, și sigur, cei mai, da, mici trebuie să stea așa cum era încă din vechime. Cumva, îl înveți, da. Exact, trebuie să stea încă din vechime, se practica lucrul ăsta, că înveți făcând. Și atunci, stând mereu, sigur, printre... Și cape. Capeți pofta de a găti. Cu siguranță. Sigur, cu da, siguranță. O să veni și cu carnea imediat. A venit și gazda, domnul avocat Florescu. Bine v-am găsit! Bine ați revenit! Mulțumim, venim cu mare plăcere aici și vreau să ne spuneți anul ăsta ce soi se întrevede a fi cel mai bun. Ce bem noi acum este o fetească regală, da, producție anului trecut.
e foarte bună, ați văzut, da, e delicia, că anul ăsta s-ar părea că Sauvignon nu trece toate așteptările. Da. Este demi-dulce. Aha. Dar foarte băubil. Este peste 200 grade. Este bun. Da. Da. Iată. E plină fierbere. Se aude un bangă din spate, v-am spus mai devreme despre ce e vorba. Gonește graurii. Și chiar de acolo de unde vine bangă, tu spuneați dumneavoastră că e un loc care a aparținut chiar familiei Jienilor. Da. Deci Iancu Jianu. Ce vedeți dumneavoastră acolo este pădurea Valea Mare, așa îi zice, care făcea cor comun cu Fusaru aici jos. Da. Terenurile pe vremuri au aparținut familiei lui Iancu Jianu de la Balci. Au fost vândute pe la anul 1860 unor nobil polonez Gojenică. Da. Care la rândul lor au vândut străbunicului meu în anul 1900-1901. Da. Și a fost în posesia brânarilor. Au fost 5 frați, împărțiți fiecare cu bucata lui de... Iancu Jianu avea și el via aici. A avut Iancu Jianu, aia este via lui. Bine, acolo de pădure, altfel cultivată, altfel... Altfel, da. Da. Iar în partea de sus a pădurii, unde e drumul, actualul drum, acolo a fost o căsuță, o știu și eu. Nu era foarte mare, avea 3 cămăruțe, o prispă. Da. Iar pe prispăre, intrarea la beci, beci de desubtul casei și aprins, și câteva butoiașe în care probabil cei bătrâni și aveau vinul. Ce soiuri de struguri or fi fost pe vremea lui Iancu Jianu, apropo? Eu știu, nu vă pot spune de restul. Bătrânii acolo aveau, adică străbunicul meu avea foarte mult gordan. Gordan și câmpoșie. Gordan, câmpoșie știm, gordanul cum era? Un strugure negru. Negru. Negru, da. Săpea foarte mult negru aici în zonă, să știți. Iar soiurile astea au fost aduse după 1900. Uh-huh. 1900 și ceva. Adică feteasca câmpoșie, nu câmpoșia. Era autohtonă. Negru ăsta de Drăgășan? Negru de Drăgășan e făcut din blaz vaughen, uh-huh, altoit cu nu știu ce. A fost produs acum vreo 30 de ani, când era director inginerul Zinca, care a înființat pentru prima dată în lume soiul Victoria. Uh-huh. Am vorbit mai devreme, da, și care înțeleg că trăiește și acum. Inginerul Zinca are 84 de ani, iar viile care au fost plantate pentru prima dată cu soiul ăsta le am eu aici, după colț. Ați văzut. Prima dată în lume și în țară, aici a produs. Ce minune că aflăm lucrurile astea, iată, de la om care știe când de amănunt ce s-a întâmplat cu dealul Podgoriilor, da, din Drăgășani. Povești superbe, iată, lângă ceaunele de mâncare aici, la Drăgășani, între vii. La ciorbă, carnea e aproape fiartă și, așa cum spuneam la început, trebuie să punem legumele, după întregi, cum le vedeți, întregi. Exact. Morcovi, cartofi, și ceapă. Ceva, avem un pic de țelină la fel. Țelină, da, rădăcinoasă. Foarte... Da? E specificul ciorbei și, absolut, vedeți că e din belșug. O să vedem cum continuăm noi tocănița haiducească, adică tuciu haiducesc, cum se spune. Mă ajută aici doi prieteni, Nicu și Picu, chiar așa-i cheamă, n-am inventat eu, nu sunt desene animate. Hai să punem, aici avem roșii bulion, roșii pasate punem acolo și în timp o să se îngroașe sosul. Sperăm, deși pare destul de lichid acum. Da, o să scadă ușor, ușor. Bineînțeles că o să mai punem condimente, adăugăm sare, adăugăm multe altele. Verdeață la final. Și o să vedeți cât de bine dă. Toamnă, culesul viilor. În mijlocul Podgoriei nu se poate fără pastrama. Chiar vorbeam la începutul emisiunii, da, că este vorba de o tradiție. Sigur. Pentru că la Drăgășan tot timpul a fost la sfârșit de, la început, de fapt, al culesului viilor, pastrama și mustul, bineînțeles, care urcă și vine imediat. Pastrama deja sfârâie. Exact, e de bună calitate, pentru că se vede
așa, pe straturi, cum ar veni. De-abia așteptăm să o gustăm, da. Frumoasă vreme astăzi între vii aici la Drăgășani și ne-au ieșit și niște preparate foarte gustoase. Cu ajutorul prietenilor noștri, vă mulțumim. Iată, am făcut o ciorbă de vițel, de coastă de vițel acrită cu iaurt. Sau cum spunea Viorel, cu... La origine se numește înjântuit. Înjântuit, doar că este destul de greu, nu prea să facem partea Olteniei. Spuneam că este exact zero care rămâne de la unt. Dar am reușit să găsim un substituent, pentru că este o ciorbă pe care o fac mereu acasă. Da. Și iese mereu la fel de gustoasă și la fel de consistentă. Vă spun, este extraordinar, nu credeam, pentru că mă gândeam că, na, fiind oltean, sunt alte ingrediente care se folosesc. Și mai avem aici o tocăniță, să zicem, un ceaun. Ceaun haiducesc, cum haiducesc. Spuneam. Chiar se pot observa ciupercile. Ciupercile deasupra. Pe care le-am pus cu verdeață din abundență, cu destul de multe legume. Acompaniat cu un vin de Drăgășani, un vin de o fetească regală, sigur. Și o pâine de-abia scoasă din cuptor. Este o pâine, chiar o pâine cu cartofi. Cu cartofi, da. Ce să ne dorim în continuare, poftă mare pe ediția viitoare, vă așteptăm!